Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetele de la 15 până la 21. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor, care să rămână cu voi în veac. Și anume, Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți, că rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Peste puțină vreme, lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu, că voi sunteți în mine și că eu sunt în voi. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu și eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Amin. Mulțumesc, vă rog să vă reocupați locurile, frați și surori, stați în prezența Domnului, stați cu bucurie și stați cu preocupare, cu interes pentru cuvântul Domnului pe care trebuie să-L iubim și pe care trebuie să-L împlinim. Dumnezeu să ne ajute! Dacă vă mai aduceți aminte, lecția biblică de data trecută despre Duhul Sfânt a prezentat promisiunea din Biblie despre faptul că va veni Duhul Sfânt și va locui în inimile oamenilor. Și am încheiat cu promisiunea pe care Dumnezeu o face prin Ioan Botezătorul atunci când în Matei, prima evanghelie dintre cele patru, prima carte a celor 66, respectiv Noul Testament, capitolul 3, versetul 11, Ioan spune: Eu vă botez cu apă, dar după mine, în urma mea, imediat va veni cel care botează cu Duhul Sfânt. Ioan Botezătorul a reafirmat ceea ce spusese deja profeții din vechime prin revelație divină. Domnul Iisus Hristos și El vorbește destul de mult întărind făgăduința lui Dumnezeu, promisiunea lui Dumnezeu despre Duhul Sfânt care va veni și va locui în poporul Sfânt. Ucenicii, văzându-L pe Domnul Iisus Hristos manifestând putere supranaturală în acțiunile zilnice, în viața zilnică și în lucrările în care se implica, și în același timp văzându-L că se roagă mult, ei au asociat obiceiul Domnului de a se ruga cu primirea de mare putere spirituală pe care o manifesta în viața și în lucrarea de misiune. Și ei au crezut că această putere vine prin metoda rugăciunii pe care Domnul o folosea. Motiv pentru care ei l-au rugat, l-au invitat pe Domnul Iisus să învețe și pe ei să se roage, cu intenția că și prin ei, în urma rugăciunii, va veni mare putere, după cum în Domnul, în urma rugăciunii, a venit mare putere spirituală. Luca 11:1, într-o zi Iisus se ruga într-un loc anumit. Ce înseamnă asta, într-un loc anumit? Într-un loc în care se ruga de obicei când era în zona aceea, și ucenicii știau lucrul acesta. Când a terminat rugăciunea, unul din ucenici s-a dus la el și a spus: acum înțelegem de unde ai atâta putere. Noi credem că este din faptul că te rogi mereu. Învață-ne și pe noi să ne rugăm. Vedeți de ce au fost ucenicii motivați să se roage? Pentru că ei au înțeles că nu există putere spirituală nici în viața personală, nici în viața de familie, nici în viața de biserică, nici în viața de slujire și niciun alt aspect când vorbim despre lumea spirituală decât
puterea care vine în urma unei vieți de rugăciune, nu a unui eveniment de rugăciune, ci a unui proces de rugăciune. Domnul Iisus i-a învățat rugăciunea celebră, recunoscută sub denumirea Tatăl nostru, și apoi a continuat să le spună o întâmplare imaginară prin care îi învață mai mult decât despre rugăciune. Îi învață despre excelența rugăciunii, despre superioritatea rugăciunii, despre crema rugăciunii, adică despre stăruința în rugăciune. Adică despre rugăciunea insistentă, rugăciunea stăruitoare, rugăciunea permanentă. Doamne, nu mă las de tine, Doamne, te rog din nou, Doamne, te rog din nou, te rog din nou. Această rugăciune se face întotdeauna pentru lucruri concrete, pentru lucruri specifice. Și prin întâmplarea aceasta imaginară, Domnul Iisus se învață câteva lucruri. Primul, rugăciunea stăruitoare trebuie neapărat să exprime o necesitate. Rugăciunea stăruitoare, în primul rând, trebuie să exprime o necesitate. O necesitate. Ea are legătură cu lucrurile care trebuie neapărat, cu lucrurile foarte importante, cu lucrurile urgente, cu lucrurile fără de care nu se poate. Rugăciunea stăruitoare nu e în legătură cu cafeaua, e în legătură cu pâinea. Fără pâine nu se poate. Rugăciunea stăruitoare, de asemenea, este perseverentă, indiferent de rezultatul ultimei rugăciuni. Deci rugăciunea stăruitoare este indiferent ce s-a întâmplat ultima oară când m-am rugat înainte de acum. Ea continuă, indiferent de rezultatul rugăciunii de ieri. Rugăciunea stăruitoare nu are legătură cu rezultatul rugăciunii de ieri sau de adineauri, ci este o rugăciune ca și cum ai face-o prima oară, cu noi puteri, cu noi credință, cu noi speranță. E o rugăciune stăruitoare. Rugăciunea stăruitoare nu implică dezamăgirea că nu a fost ascultată rugăciunea de adineauri. Pentru că nevoia mare pe care o ai, neavând altă soluție să o împlinești, te pune în situația să te duci din nou la Domnul și din nou să-L rogi același lucru care l-ai rugat și ieri, și alaltăi, și acum un an, și dacă e nevoie, și acum 50 de ani. Cunoscând caracterul lui Dumnezeu, că te iubește, că nu ți întoarce spatele, că este milos, nu ține cont de meritele pe care nu le ai, decât probabil într-o extrem de mică măsură. Cunoscându-L pe Domnul în acești termeni, această cunoaștere de Domnul îți dă putere să încerci din nou, de fapt nu să încerci, de data aceasta să te duci ca și cum acum este timpul. De asemenea, rugăciunea stăruitoare convinge un tată să ofere ce are mai bun pentru copiii lui. Spunea Domnul Iisus în încheierea acestei întâmplări imaginare, dacă voi, adulții, care sunteți tați, dar sunteți tați imperfecți, știți să dați copiilor voștri cele mai bune lucruri pe care le aveți, voi nu vă gândiți că eu care-s Dumnezeu voi da Duhul Sfânt celor ce-L cer? Iată dar că în încheiere Domnul Iisus Hristos leagă primirea Duhului Sfânt, mai corect și mai biblic spus, leagă primirea umplerii cu Duhul Sfânt de rugăciune. Aici, în acest loc din Scriptură, Domnul în mod foarte direct leagă umplerea Duhului care vine de la Dumnezeu cu rugăciunea care vine de la om. Omul dă ce are, nevoia lui. Dumnezeu dă ce are, împlinirea nevoii omului. Ce minunat se armonizează omul cu Dumnezeu. Omul cere și Dumnezeu îi dă. Binecuvântat să fie Domnul. Ce trist este când omul, ori în mândria lui nebună, ori în necredința lui prostească, nu se duce la Dumnezeu în aspectele vieții care îl depășesc, ci trăiește din faliment în faliment și din rușine în rușine. Soluția este să cerem, fiindcă vom primi. Soluția este să batem, fiindcă ni se va deschide. Și dacă nu am primit și nu ni s-a deschis încă, soluția este să repetăm. Cu noi puteri, cu noi resurse,
cu noi convingeri că de data aceasta Tatăl nostru care este în ceruri a găsit clipa potrivită. Binecuvântat să fie Domnul! Pentru această atitudine minunată, slăvit să fie Dumnezeu! Este limpede din acest text că Domnul Iisus Hristos accentuează suficient de bine ca să înțelegem că umplerea cu Duhul Sfânt este dată nu străinilor și nepoților, ci copiilor. Spune Domnul în pilda aceasta, Tatăl dă copiilor, cu atât mai mult eu, care sunt un tată ceresc. Domnul nu se pune în calitatea de bunic pentru nepoți, ci în calitatea de tată pentru copii. Este important să subliniem că umplerea cu Duhul Sfânt vine numai în inima unui om care deja este mântuit prin credință și pocăință și are poziția de copil al lui Dumnezeu, nu de om din lume. Într-un om din lume se întâmplă lucrarea Duhului Sfânt, că fără lucrarea Duhului Sfânt nu se naște din nou, dar nu se întâmplă umplerea cu Duhul Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt, asta numai în copiii lui Dumnezeu, nu în oamenii nemântuiți. Oamenii nemântuiți au nevoie de mântuire, mântuiți au nevoie de umplere. De asemenea, nu doar condiția poziției de fiu a relației spirituale cu Dumnezeu Tatăl, ci și practica spirituală a rugăciunii stăruitoare este o altă condiție care o desprindem din învățătura aceasta imaginară, care e un fel de pildă pe care Domnul ne oferă pentru ca, folosind-o ca pe o întâmplare reală, deși e imaginară, noi să înțelegem că așa sunt oamenii. Înțeleg mai bine dacă le spui o întâmplare, le spui imaginează-ți că, închipuie-ți că, și atunci omul înțelege mai bine decât abstract. Atunci când un adevăr îl așezi într-o întâmplare reală sau imaginară, omul înțelege mai bine decât dacă adevărul ăsta îl prezinți filozofic. Trebuie să fie un om care are abilități intelectuale foarte mari ca să înțeleagă. Altfel, oamenii obișnuiți au nevoie să priceapă lucrurile abstracte, adevărurile, fiind așezate în elemente reale ale vieții cotidiene, obișnuite. De asemenea, în Evanghelia după Ioan, capitolul 7, versetele 37 și 38, Domnul Iisus, în cadrul unei sărbători foarte mari din Israel, una dintre cele trei în care bărbații erau obligați să meargă la Ierusalim să se închine, indiferent unde trăiau în țară, sărbătoarea corturilor, ei, într-o astfel de sărbătoare, cel puțin bărbații, toți bărbații se duceau la Ierusalim să se închine, pentru că asta era regula. Și marele preot, în ceremonia acestei sărbători din ultima zi, mergea la scăldătoarea Siloamului, de unde lua apă într-un vas și, urmat de toată mulțimea care îl însoțea în această atmosferă de sărbătoare, el turna apa pe altarul unde se aduceau jertfa arderilor de tot. În momentul acela, când era gata să se întâmple după obicei această ceremonie, Domnul Iisus se ridică în picioare și strigă suficient de tare să-l audă toată lumea. Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui va curge râuri de apă vie, după cum zice Biblia. Și-a încheiat. Apostolul Ioan interpretează această afirmație foarte importantă și datorită conținutului și datorită momentului în care a fost spusă. Deci, evanghelistul Ioan interpretează această afirmație a Mântuitorului ca fiind învățătura despre Duhul Sfânt care urma să fie dat la cincizecime, deoarece el însuși, și e scris în Biblie, a spus, spunea cuvintele acestea despre Duhul Sfânt care aveau să-l primească cei ce vor crede în el. Cei ce vor crede în el se numesc copiii Domnului. Că Duhul încă nu fusese dat, deoarece Iisus încă nu fusese proslăvit. El era încă pe pământ, nu fusese jertfit, nu fusese omorât și înviat. Din strigarea Domnului Iisus Hristos desprindem că pentru primirea puterii, pentru umplerea cu Duhul, este nevoie ca în orice performanță, de câteva condiții,
Noi spunem că mântuirea este gratis. E adevărat că este gratis, în sensul că nu ni se cere un preț pentru ea, fiind plătit de Hristos murind pe cruce. Dar atunci când o primim, noi trebuie să plătim prin faptul că ne smerim, renunțăm la mândria că suntem perfecți, că suntem oameni de succes. Și prin faptul că ne pocăim, noi recunoaștem că avem greșeli. Ori a recunoaște public că ești pocăit, recunoști că ai anumite greșeli, ai anumite imperfecțiuni. Nu reușești singur să te ridici la nivelul lui Dumnezeu, care este absolut în sfințire, și plutești undeva într-o mediocritate religioasă. Nu fumezi, dar bei. Nu înjuri, dar minți. Nu furi, dar dai în cap. Nu bârfești, dar faci partide. Nu faci pe aia de la numărul 1, dar o faci pe cea de la numărul 100. Om imperfect. Și atunci, prin pocăință, te ridici dincolo de mediocritatea umană, la nivelul excelenței sfințirii lui Dumnezeu, nu pentru că în mod practic te ridici acolo, ci pentru că prin justificarea pe care, în calitate de avocat, Hristos pledează în fața Tatălui, cu semnul cuielor în palme, ți se atribuie meritele Lui. Socotiți-vă sfinți, spunea Domnul, socotiți-vă sfinți, adică comportați-vă ca și cum sunteți sfinți prin faptul că Hristos a transferat asupra voastră neprihănirea Lui și asupra Lui păcătoșenia voastră. Iată dar, dacă un om n-are credință, acest transfer nu se poate întâmpla, pentru că e un transfer nu bancar, nu financiar, nu este un alt transfer de microbi, ci este un transfer spiritual. El se face printr-un vehicul numit credință. Când noi bem apă, nu poți să iei apa că e lichidă și curge, ci o pui într-un vehicul numit pahar, cană, într-un vas. Nu bei vasul, dar ai nevoie de vas pentru că vasul conține apa. Ei bine, credința este vasul care aduce mântuirea lui Dumnezeu în sufletul nostru. Fără credință poți să nu fumezi, poți să nu bei, poți să nu înjuri, dar le faci pe altele, ori la nivelul gândului, ori la nivelul sentimentelor, ori la nivelul motivației. Nu există om perfect, există oameni morali, dar moralitatea noastră este departe de a satisface sfințenia absolută a lui Dumnezeu. Așa că, omule, aici fiind sau undeva pe suprafața pământului și te uiți acum la computer și prin computer la noi, ascultă-mă, dacă nu te pocăiești, mergi în iad. Acesta este mesajul Bibliei. Iar dacă te pocăiești, oricine ești, mergi în iad, mergi în rai. Pentru că în dreptul dumitale, Domnul Iisus Hristos pune meritele care le-a dobândit murind pe crucea din Golgota. Sigur, credința nu este un eveniment, cred, și după aceea te întorci din nou să faci lucrurile pe care le-ai făcut mai înainte. Și credința aceasta, manifestând-o în jertfa Domnului, dintr-o dată te schimbă. Îți schimbă mintea, îți schimbă inima și începi un proces care ține o viață. Un proces de recuperare, de remodelare, un proces de îmbunătățire, de schimbare a vieții. El începe cu un eveniment numit nașterea din nou. Și în urma nașterii urmează o creștere, după cum copilul se naște odată și crește toată viața. Tot la fel și în viața spirituală, omul se naște odată și după aceea crește în credință mereu și mereu. Experiențele vieții, cuvântul Domnului, părtășia frățească, predicile, rugăciunea, descoperirile dumnezeiești, toate contribuie la făurirea, la ridicarea, la alcătuirea unui om din ce în ce mai bun. E ca o construcție la care lucrează un meșter sau mai mulți meșteri. În fiecare zi este un pic mai aproape de final. Mai bate un cui, mai pune un geam, mai așează o ușă, mai aduce un aragaz, un frigiderul, mai face ceva. Și Domnul spunea, unu, dacă însetează cineva, asta înseamnă să simți nevoia. Dacă nu simți nevoia, omule, ascultă-mă, n-o să te pocăiești. Dacă încă nu ești convins că ești un falimentar, o să mai încerci. Și nu-L lași pe Dumnezeu să te schimbe. Dar dacă te-ai convins că nu ești bun de nimic decât de prostii, atunci sigur vii la Domnul, că nu mai ai ce să încerci. Dar dacă însă mai speri că mai ai un as în mânecă, spui, o să mai-mi iau un an și o să scot asul din mânecă și atunci o să vedeți că eu nu sunt chiar așa. Dacă însetezi, dacă simți nevoia, dacă te-ai săturat de dumneata, dacă vezi că nu reușești, poți să reușești să anumite lucruri omenești, dar nu poți să reușești să-ți ierți singur păcatele.
Astea numai sângele Domnului Iisus Hristos le iartă, binecuvântat să fie Domnul. Dacă însetează cineva, simte nevoia că ai nevoie de Dumnezeu. Doi, cineva. Asta înseamnă că oferta e pentru orice om. Bărbat, femeie, bătrân, tânăr, om rău, om bun, oferta e pentru toți. Medicii nu se fac pentru oamenii sănătoși. Pentru oamenii sănătoși există muncă. Pentru oamenii bolnavi există spital și doctori, și medicamente și operații. Pentru aceștia a venit Domnul Iisus Hristos. Și dacă ești aici sau undeva la capul firului, la capătul firului, te rog, pocăiește-te. Dacă însetează cineva să vină, omul trebuie să aibă voință. Nu te lasă bărbatul, vezi de treabă. Nu te lasă soția, vezi de treabă. Nu te lasă mama, vezi de treabă. Pune mâna și te pocăiește, că de dumneata depinde. Să vină și să ceară. Iată dar, vorbește cu Dumnezeu așa cum vorbești cu un om de la care ai nevoie un lucru. Cere! Nu știu să mă rog, dar știi să vorbești. E, rugăciunea e o vorbă. De fapt, o înșiruire de vorbe care exprimă idei. Spune-i lui Dumnezeu unde te doare, cum îmi spui mie. Spune-i! Spune-i cu cuvintele din limba pe care o știi, cuvinte simple. Cine știe să vorbească, știe să se roage. Nu spune rugăciuni care sunt poezii, în sensul că sunt învățate de la cineva, dar nu se potrivesc cu starea prin care treci, cu locul unde te doare. Dacă rugăciunea pe care ai învățat-o pe din afară vorbește de dureri de cap și te doare genunchiul, de ce te rogi de cap? Că nu te doare. Spune-i, Doamne, mă doare genunchiul, ai milă de mine. Să ceară și să creadă. Și asta este condiția esențială. Condiția esențială. Din inima lui vor curge râuri de apă vie. Acesta este efectul primirii. Noi vom spune, l-am primit. Dar unde este râul de apă vie? Că nu curge nimic. A curs alaltă o picătură și acum e uscat ca în Sahara. Omule, zice Biblia, efectul primirii este râuri de apă vie vor curge. Și când curge un râu, avem nevoie de microscop să ne uităm la râu curge? Nu. Pentru o picătură de apă poate avem nevoie de lupă, de ochelari. Dar pentru un râu îi au susurul. Prin el merg pești, merge și câte o barcă. Și un râu de apă e un lucru foarte vizibil. Acesta este efectul. Dacă nu-i râul, nu mai tot vorbiți de altceva, că n-are rost. Râu confirmă, nu vorbele. Și încheie afirmația Domnului, cum zice Scriptura. Asta înseamnă că toate lucrurile astea se întâmplă în providența lui Dumnezeu, după lucrurile organizate de Dumnezeu, în baza voiei lui Dumnezeu. Nu sunt lucruri întâmplătoare. Sunt lucruri pregătite pentru noi, este moștenirea sfinților în care sfinții sunt invitați să intre prin credință. Apostolul Ioan continuă să prezinte învățătura Domnului Iisus despre Duhul Sfânt în capitolele 14 și 16 și aici este ceva ce vreau să afirm, pentru că de data viitoare, în ciuda faptului că învățătura despre Duhul Sfânt poți să o studiem, să spunem că până trecem la Domnul vorbim despre asta și tot nu încheiem, sunt lucruri adânci, lucruri sunt infinite, Duhul Sfânt e infinit. De data viitoare încolo, dacă vom fi în viață sănătoși și în voia lui Dumnezeu, vom vorbi despre botezul cu Duhul Sfânt, despre această experiență minunată care urmează mântuirii, nașterii din nou, nu întotdeauna botezului în apă, uneori înainte, dar de cele mai multe ori după. Dar, revenind, în capitolele 14 și 16 din Evanghelia după Ioan, Ioan strânge învățătura pe care a auzit-o la Mântuitorul în legătură cu Duhul Sfânt și uitați ce spune el. Cuvântul care este folosit aici pentru Duhul Sfânt nu este cel care este folosit de obicei în Noul Testament, mai ales în Faptele Apostolilor. De obicei este folosit cuvântul pneuma, de aceea la disciplina studiului biblic despre Duhul Sfânt se numește pneumatologie, adică învățătura despre Duhul Sfânt, soteorologie de la soteria, mântuire, învățătura despre mântuire. Ei, pneuma înseamnă Duhul, dar aici este cu valența, adică cu înțelegerea de putere. Luca, când vorbește în Faptele Apostolilor, folosește în 28 de capitole 56 de cuvinte pneuma.
De 56 de ori repetă pneuma, 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 vrând să vorbească despre explozia Duhului Sfânt, despre puterea Duhului Sfânt, despre autoritatea Duhului Sfânt care se vede în fapte, în minuni, în daruri. Ioan, când vorbește în capitolele 14 și 16 despre Duhul Sfânt, nu folosește pneuma, că Ioan nu ia din infinitatea Duhului Sfânt dimensiunea puterii, ci ia dimensiunea mângâierii. De aceea ia un alt cuvânt, paracletos, care înseamnă mângâietorul. Mama uneori e paracletos din punct de vedere omenesc, că mama mângâie. Mama este duioasă, mama iartă ușor, pe copiii ei vorbesc. Ei, aici Ioan folosește paracletos, pentru că el vorbește despre mângâietorul, despre cel care mângâie, despre cel care a venit să fie cu tine în bunătate, în înțelegere, în grijă, în preocupare, în atenție, în delicatețe, în mângâiere. Nu vine cu adevărul că te taie, nu vine cu puterea, asta e o altă dimensiune, e o altă problemă. Numai că aici, cu excepția acestor două capitole din Ioan, o singură dată mai e folosit paracletos, dar tot de Ioan, în prima sa epistolă, în capitolul 2, versetul 1. Doar în trei locuri e folosit în Biblie. Capitolul 14 și 16 și 1 Ioan, capitolul 2 cu 1. În rest, niciodată nu se vorbește despre aspectul de mângâiere al Duhului Sfânt, ci numai despre aspectul de putere, pneuma, pum, sau despre autoritate, despre dunamisul. Dar aici se vorbește despre mângâiere. Voi trimite pe mângâietorul, e dulce, e suav, e delicat, e bun, e mângâietor, e înțelegător, ai nevoie de el. Pentru inima rănită, pentru omul imperfect care are nevoie de o a doua șansă. Asta nu înseamnă că Duhul Sfânt tolerează păcatul în viața unui om, nu. Duhul Sfânt însă acceptă pocăința unui om când greșește accidental. Și asta trebuie să pricepem bine. Hristos îi asigură pe ucenici de două lucruri foarte importante. Unu, paracletosul acesta pe care l-a promis. Eu mă ridic, mă duc la Tatăl, dar în locul meu trimit pe cineva. Trimit un alt paracletos. Paracletosul acesta, mângâietorul acesta, să spune cuvântul din limba română, nu din limba greacă. Nu va mai pleca ca și Hristos. Stă aici până pleacă biserica. Nici o clipă nu rămâne biserica fără el. Când se ridică biserica, se ridică și el. De fapt, biserica se ridică odată cu el, nu el odată cu biserica. Eu voi ruga pe Tatăl și El vă va trimite un mângâietor care va rămâne cu voi în veac. Care e perioada de timp veac? În veac. Aici expresia nu este o perioadă limitată de timp, ci până la sfârșit. Acesta e sensul. Al doilea lucru este faptul că paracletosul acesta, deși nu este Iisus, are aceeași natură ca a lui Iisus. De aceea Domnul Iisus Hristos a spus că El va veni și mă va proslăvi pe mine. Atenție! Domnul Iisus a venit și l-a proslăvit pe Tatăl. Duhul Sfânt vine și îl proslăvește pe Hristos. În Fapte 1 cu 8 spunea, voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Aici cuvântul este dunamis. De obicei este pneuma. Fiecare cuvânt are tot o altă semnificație. Nu-i așa că e greu să nu știi o limbă, la fel procedăm noi cu greaca, dar Cornilescu ne-a ajutat pentru că toată această Biblie scrisă în limba greacă, de fapt Noul Testament, l-a tradus pentru noi în limba română și noi putem citi Biblia așa cum a scris-o Domnul Iisus Hristos, fără să facem caz teologic dându-ne aere de cuvinte în limba greacă. Le folosim totuși, dar nu intenționăm să facem o clasă de studenți aici, la un nivel academic, spunând nu știu ce sensuri gramaticale, pentru că nu este scopul ăsta. Apelăm doar la modul general uneori pentru o mai bună înțelegere, de pildă, exemplu din această seară. Misiunea Duhului Sfânt prezentată de Ioan în capitolele 14-16 nu este doar de mângâietor, ci este și de adevăr. El e numit Duhul Adevărului, priviți versetul 17, sau 15 cu 26 sau 16 cu 13. Ca Duh al Adevărului, Duhul Sfânt va însufleți misiunea ucenicilor. 1. Îi va învăța toate lucrurile. Iată, dar nu vrei să te pocăiești spunând, păi eu nu știu, nicio problemă că te învață Duhul Sfânt. Unde-i Duhul Sfânt? Crede și este peste tot, e în inima ta. Totul se întâmplă prin credință, crede.
Încrede-te în Dumnezeu, nu umbla prin vedere. 2. Le va aduce aminte de ceea ce au învățat. O a doua acțiune a Duhului Sfânt. 3. Îi va călăuzi, dar îi va călăuzi în limitele adevărului. Uitați cum spune apostolul, citesc. Versetul 13. Îi va călăuzi în tot adevărul, nu dincolo de adevăr. Între limitele adevărului. Oamenii pretind că sunt călăuziți. Orice fac, sunt călăuziți. Și când fac prostii, tot călăuziți sunt. Biblia spune clar, omul e călăuzit de Dumnezeu doar în interiorul adevărului. Când trece dincolo de adevăr, nu mai este călăuzit. E călăuzit de fire, e călăuzit de interes, e călăuzit de greșeală, de neatenție, e călăuzit de alte lucruri omenești și păcătoase, dar nu de Duhul. De Duhul omul e călăuzit între limitele adevărului lui Dumnezeu. Iar adevărul lui Dumnezeu este înghesuit între aceste două coperte, dacă îmi permiteți expresia. Misiunea Domnului Iisus Hristos a fost să descopere adevărul lui Dumnezeu. De aceea, Domnul Iisus nu le permite ucenicilor să-și înceapă misiunea înainte să fie cincizecimea. Și le spune, plecați, dar nu plecați, așteptați să vină Duhul Sfânt și când îl veți primi și pe acesta, trusa este completă, acum puteți pleca. Nu plecați înainte de experiența botezului cu Duhul, nu plecați. Pentru că nu veți avea lucrurile pe care le aduce El. Luca folosește cuvântul putere, dar nu în loc de Duhul Sfânt, ci în loc de efectul Duhului Sfânt. Voi veți primi o putere când se va coborî Duhul, nu spune când se va coborî puterea. Duhul se coboară, dar primești puterea. Peste tot în Noul Testament, cuvântul acesta, pneuma, este asociat cu puterea, cu dunamisul Duhului Sfânt. Această putere este prezentată în toată manifestarea Duhului, indiferent de specificul ei, în slujbe, în lucrări, în daruri, chiar și în roada Duhului. Trebuie să acceptăm că promisiunea Duhului Sfânt din Luca, capitolul 24, și din Matei, capitolul 28, și din Fapte, capitolul 1, cele trei versete care vorbesc despre scopul umplerii cu Duhul Sfânt. Adică vă dau, duceți-vă. Duceți-vă și mărturisiți, duceți-vă și faceți semne și minuni, duceți-vă și botezați, duceți-vă și învățați. Trebuie să acceptăm că umplerea cu Duhul Sfânt a fost dată în contextul evangelizării, în contextul misiunii, în contextul mărturisirii, în contextul trimiterii. Dumnezeu ne-a trimis, dar nu singuri. Dumnezeu ne-a trimis, dar nu pe cheltuiala noastră. Dumnezeu ne-a trimis, dar nu cu resursele noastre. Dumnezeu ne-a trimis, dar ne-a trimis după ce ne-am puternicit. Nu ne-a trimis în baza elocinței noastre, nici în baza intelectualității noastre, de care uneori facem caz, sau facem caz de alte resurse, materiale, mă rog, de tot felul de resurse. El ne-a trimis în baza puterii care vine din Duhul. Priviți, vă rog, Luca 24, Matei 28 și Fapte 1. Aș vrea acum să închei, mai avem 4 minute și este un timp bun ca să-l petrecem în rugăciune. Ce anume să ne rugăm? Uitați ce anume trebuie să ne rugăm. Domnul Iisus Hristos a format 12 oameni. Unul l-a trădat în persoana lui Iuda. Și după ce Domnul Iisus Hristos i-a format, era gata să-i lase să plece. I-a instruit, i-a organizat, era gata să-i lase să plece. Și când era gata să-i lase să plece, le spune încă nu plecați. Dar ce mai trebuie să ne spui? Să spun nu mai trebuie nimic, mai trebuie să vă dau ceva. Nu să spun, să vă dau ceva. Ce? Putere. Dă-ne! Nu eu vă dau, vă dă Duhul Sfânt când vine. Cu El intrați în relație, eu plec la Tatăl. Când vine El, lăsați-L să vă umple viața, din El va veni puterea de care aveți nevoie. Nu există putere fără Duhul Sfânt, că puterea nu-i trimisă în pachet. Puterea o aduce Duhul și dacă nu-i Duhul în om, nu poate fi puterea. Iar dacă-i puterea, iertați-mă, n-are cine să-i o dea decât Duhul. Aceste două lucruri sunt interschimbabile. Ceea ce cred că este bine să ne rugăm în această seară următorul lucru. Dacă Domnul a spus, nu plecați până nu sunteți umpluți de putere.
Credeți că nouă ne-ar spune altceva astăzi? Cântăreților, predicatorilor, păstorilor, părinților, tinerilor, adunarea Domnului. Accentuați în anul 2008 alături de mine acest aspect, pe care probabil uneori îl lăsăm în urma la organizare, în urma la achiziții materiale, în urma la alte și la alte și la alte lucruri. Dar este minunat că Dumnezeu ne trezește să revenim mereu și mereu și mereu la ordinea priorităților așezată de Domnul. Nu de denominațiuni religioase, nu de oameni, ci de ordinea așezată de Dumnezeu. El a spus, nu plecați. Știu că dacă ați pleca, știți ce să spuneți, dar nu plecați, pentru că aveți nevoie de mai mult decât să știți ce să spuneți. Haideți să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm, pentru că acum știm pentru ce. Vă invit să ne ridicăm și să ne rugăm Domnului împreună. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viața.